Bun găsit! Percheziții de amploare la Suceava, Rădăuți și Timișoara într-un dosar de cămătărie cu un prejudiciu de aproape 4 milioane de euro. Procurorii din Timișoara au făcut vineri dimineață 16 percheziții într-un dosar în care se fac cercetări față de 17 persoane suspectate de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, evaziune fiscală și spălare de bani. În perioada 2010-2017 a fost constituit un grup infracțional organizat de mari dimensiuni care a acționat în municipiile Timișoara și Suceava și care acordă împrumuturi de bani prin contracte perfectate ad validitatem în conținutul cărora erau disimulate și dobânzile aferente sumelor împrumutate. Contractele de împrumut erau perfectate cu obligația persoanelor împrumutate de a oferi garanții imobiliare solide. În cazul în care persoanele împrumutate nu rambursau la termen debitul contractat, se demara procedura executării silite în regim de. De urgență. Sumele de bani împrumutate și dobânda percepută erau preluate atât cash cât și prin virament bancar direct de către cămătari sau prin intermediul persoanelor din anturajul acestora, precizează DICOT. Potrivit sursei citate, liderii grupării infracționale foloseau diferiți membri ai familiei și alți apropiați ca interpuși la încheierea contractelor de împrumut sau îi împuterniceau ulterior pe aceștia să inițieze procedura executării silite împotriva victimelor. În niciunul dintre cazuri, cămătarii nu acceptau niciun fel de compromis în rezolvarea situației, în sensul că nu permiteau victimelor să își valorifice singure imobilele la prețul real al pieței, pentru a-și putea achita debitele, refuzând categoric să ridice ipotecile instituite pe numele acestora. Scopul clar conturat al grupării era de la bun început de posedarea victimelor de bunurile imobile, cu care aceștia garantau împrumuturile contractate prin instituirea de dobânzi mari la termene de scadență foarte scurte, lucru care făcea ca victimele să fie în imposibilitatea de a plăti dobânzile percepute de cămătari, mai arată Dicot. În acest acest caz există aproximativ 30 de victime, iar prejudiciul este estimat la 3,5 milioane euro.